În aceste momente suntem în coloana care merge spre Piața Constituției și la mă alături de mine pe domnul senator Titul Colnățean. L-am zărit din mulțimea de oameni și ne bucurăm că eu mă bucur că l-am văzut și frate Titul, aș vrea să transmiteți un mesaj. De ce ați venit la acest marș al apărătorilor credinței? Așa cum am discutat la Bistrița atunci când am întâlnit cu Asociația Polițiștilor Creștini din România, astăzi și soția mea și mulți alți prieteni din cunoscuți suntem prezenți la marșul apărătorilor credinței. E un moment foarte important pentru că sunt și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului care, din păcate, obligă România să meargă într-o direcție anticreștină, ceea ce noi nu dorim. Dar este și un moment de mobilizare în care cu toții, indiferent de denominațiune, a trebuit să înțelegem că mizele sunt uriașe și că trebuie să strângem rândurile. Așa încât sunt unul dintre mulții credincioși, creștini de diferite confesiuni care sunt prezenți în sală, în stradă. Sunt și români, sunt și maghiari, să-i aplaudăm și pe maghiarii din Harghita și Covazna, creștini care sunt prezenți. E un moment deosebit și dacă transmiteți live, eu încurajez pe bucureștenii care sunt aici în zonă să vină chiar și la Piața Constituției să ajungă, pentru că marșul se va finaliza acolo, însă cu un moment creștin foarte important. Cu siguranță, cum ziceam, marșul acesta este foarte important pentru noi, comunitatea creștinilor din România, cât și din străinătate, din toată lumea vrem să vadă că noi de fapt suntem o voce. Cu siguranță că televiziunile naționale de aici, din România, nu transmit, pentru că nu e interesant pentru ei. De ce ar trebui noi creștinii să facem asta? De ce ar trebui noi să ne luptăm pentru drepturile noastre și să transmitem, practic, un mesaj de pace, de bucurie, de salvare acestei națiuni? Am spus-o frecvent și în spațiul public și în întâlniri cu lideri ai bisericilor creștine. Dacă vocea creștinilor nu se aude direct, public, în stradă, se va auzi numai vocea celorlalți, care sunt mult mai puțini, dar sunt foarte bine organizați, sunt radicali, sunt foarte bine plătiți, susținuți financiar și susținuți și politic din afara țării. Și este treaba noastră ca noi să ne facem partea, că Domnul întotdeauna are credincioșie și își face partea. Problema este cu oamenii. E foarte bine că suntem în stradă, este foarte bine că sunt foarte, foarte mulți creștini astăzi în București. Veniți din foarte multe județe ale țării și din Ardeal am întâlnit foarte mulți și din Moldova, din sudul țării, bineînțeles, dar chiar și din afara țării. Eu văd treaba asta doar ca un început. N-a fost începutul de astăzi, noi am fost în stradă în ultimii ani, dar văd că numărul crește și ăsta trebuie să fie un semnal foarte, foarte serios de atenționare pentru decidenții politici din România și pentru membrii Parlamentului, dar și pentru președinte, pentru guvern, care, vă aduc aminte, guvern a încercat și a contestat acea hotărâre a Curții Europene, din păcate Curtea și-a menținut decizia, dar politicienii, decidenții trebuie să țină cont foarte serios de voința românilor, care preponderent sunt creștini. Și ăsta, spun eu, că e un moment critic în care vocea creștinilor trebuie să se audă foarte clar în spațiul public. Mulțumim, frate Titus, pentru mesajul transmis. Este minunat să vedem cum o mare mulțime și oameni credincioși din toată națiunea vin să proclame numele Domnului, vin să marșăm într-un mod normal, pașnic, aici, în București, și vocea noastră să fie auzită. Ne rugăm ca națiunea României să se trezească într-un final. Anul viitor vom avea de asemenea alegeri, patru rânduri de alegeri. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze încă o dată țara noastră și pentru următorii patru ani cu un președinte, cu frica de Dumnezeu, cu un parlament, cu frica de Dumnezeu, cu primar și așa mai departe. Europarlamentar de asemenea. Vedeți o schimbare sau aveți semnale că anul viitor va fi clasa politică se va schimba în mai bine sau în mai rău, din câte ați observat? Noi știm foarte bine că Domnul este în control. Corect. Și planul Domnului se va face, nu planul nostru. Ceea ce avem noi de făcut, încă o dată, este să fim constant, dacă nu se poate chiar permanent, prezenți în spațiul public, să transmitem foarte clar celor pe care cetățenii vor vota anul viitor că așteptările lor sunt de natură creștină. Valorile care să fie promovate de cei care vor fi aleși să fie creștine. Dacă nu, există sancțiunea electorală și este valabil pentru toți, de sus până jos. Cum vedeți, cu siguranță vă veți dori să vedeți în Parlament și pe listele partidelor, că până la urmă partidele le votăm, să fie și creștini implicați în politică. Vedeți o mai mare avânt al creștinilor în politică de anul viitor?
Eu aș spune că mi-aș dori foarte mult să văd mai mulți care să-și asume cu curaj o identitate creștină reală și care să nu fie tentați, de exemplu, să folosească populist creștinismul în cu totul și cu totul alte scopuri. Și cine are de înțeles, înțelege ce vreau să spun. Deci valori creștine autentice, care înseamnă pace, armonie, dragoste, susținere, sprijin pentru cel căzut, solidaritate și nu îndemn la ură, nu îndemn la violență, la agresivitate, ceea ce vedem adesea menționat în numele apărării valorilor creștine. Nu e în regulă și nu asta spune Biblia. Legat de ceea ce se întâmplă la nivel național, acestui pericol despre droguri și ceea ce se întâmplă, aveți oarecare un mesaj de transmis bisericilor, la unitate, la mai multă rugăciune, autorităților, la mai multă prudență? S-a spus foarte bine în Piața Victoriei că educația se face în școală, este adevărat, dar se face în primul rând în familie și se face în biserici. Și atunci bisericile trebuie să fie la rândul lor extrem de active în a spune foarte clar care este riscul major pentru cei tineri vulnerabili de a intra în această dependență distrugătoare de droguri, pentru că este lucrarea celui rău și este o chestiune în primul rând de natură spirituală. Școlile trebuie să fie mai active, autoritățile să-și facă datoria și să vedem și instituțiile statului însărcinate cu sancționarea, care chiar să prindă și să aibă acele capturi substanțiale și în portul Constanța, că n-am mai văzut nimic în ultimii ani, și în ceea ce privește rețele de dealer. Dar toate acestea sunt subsumate unui lucru fundamental. În ce set de valori morale sunt crescuți cei tineri? Și dacă facem o educație corectă din punctul de vedere al valorilor moral creștine, încă o dată, în școală, în biserici și în familie, putem fi siguri că tinerii vor fi feriți de aceste tentații, pentru că știu să facă deosebirea între bine și rău. Mulțumim, domnule senator Titus Colățean, fratele nostru în Domnul, și ne bucurăm că încă o dată suntem aici la acest marș. Ne bucurăm de aceste momente. O să mergem mai departe să transmite. Sperăm să mai vedem în public oamenii care sunt în conducerea țării. Încă o dată mulțumim, domnule Titus, pentru transmiterea acestui mesaj.